Doamnelor și domnilor, bun găsit! Oaspetele nostru de astăzi este președintele Mor din Fașă, Igor Dodon. 1, 2, 3, 4, răslabțiți! Vrem să auzim opinia dumneavoastră în raport cu Igor Dodon. Președintele Dodon încearcă în Republica Moldova să facă valuri. Valuri tazici, poporul. Să uită la el ca la un copil care vine și să râde în urma lui și să-și bată joc de el. Dodon vrea să interzică. Statele Unite este de râsul găinilor în toată lumea. Și în est și în vest. S-a născut în câmp, în tractor. S-a jucat cu tankurile. Mitel și el e bun de președinte. Dodon trebuie să înțeleagă foarte clar că el a să șadă după gard. În sensul, nu la figurat, în sensul direct. Păi, dar tu și fără regulă tine cază că ești așa deștept. Își schimbă poziția în fiecare zi. Cetățenii de cilau sunt pe Dodon. Că să duc în poate ar fi cazul să facem un referendum consultativ. Întrebăm oamenii. Sunteți pentru demisia președintelui, cetățenii Republicii Moldova. Au șansa să-l trimită pe Dodon. Sondajele confirmă ceea ce spuneți dumneavoastră. Stimați concetățeni, dragi prieteni, Dodon devine un țânțar care zboară și încearcă acolo să înțepe și încearcă să provoace ceva. Nu vă place? Faceți ce doriți. Eu nu mă tem de voi. Nu voi m-ați ales. Mine nu mă interesează viziunile voastre. Eu am răspundere doar în fața socialiștilor, Partidul Socialiștilor, cartejeni, șuleri, altfel cum se numește. E ce merg cu mișmașul ăsta? Cu mai mult Partidul Socialiștilor umblă prin sate, cu atât mai multă lume înțeleg că nu trebuie Dodon. Nu știți că eu sunt adeptul interzicerii socialiștilor în Republica Moldova și vreau să spun un mesaj de anul nou. Doamnelor și domnilor, a fost emisiunea Acces Direct. Pe curând urmează știrile în limba rusă.